250 de kg de cartofi, condimente ungurești picante, 30 de kg de carne de porc, în total 600 de kg de tocăniță. O masă pe cinste pregătită la Festivalul Cartofului de la Universitatea de Științe Agronomice din Capitală. Pentru gulașul uriaș, bucătarul maghiar a avut mult de lucru. A folosit 250 de kg de cartofi, nici mai mult, nici mai puțin de 30 de kg de afumătură și 10 de kg de legume, la care a adăugat și multe ingrediente cu specific unguresc. Timpul de fierbere a fost de aproximativ 3 ore, iar pofticioșii n-au întârziat să apară. Orice mâncare la cazan e mai bună și în armată era fasolea mai bună la cazan. Ceva bun, bun de tot. Evident. Gulaș unguresc, e clar. Bineînțeles, arată bine. Așteptați să fie gata să mâncați? Cam așa ceva așteptăm, dar să vedem când e gata. La Festivalul Cartofului, vizitatorii au fost îmbiați și cu alte bunătăți. Aici pregătesc pâine la țăst. Am venit din Oltenia să fac la bucureșteni pâine la țăst. Pâinea se face într-un recipient, îi zice de la broasca țestoasă, de la carapacea broaștii țestoase, așa se numește. Târgul de la agronomie este deschis și astăzi.